Bine v-am regăsit, dragi telespectatori, la o nouă ediție emisiunii Audiențe în direct. Astăzi vom discuta despre medicina muncii, mai exact cum să ne alegem profesiile, meserii pentru bărbați, meserii pentru femei și multe, multe altele. Iar pentru toate acestea l-am invitat în platoul Informația TV pe domnul Fau Iulian, medic, medicina muncii. Bine ați venit la audiență. Vă mulțumesc frumos pentru invitație. Este luni, știți prea bine, nu mai are nevoie de nicio prezentare. Jurnalistul Mihaela Ghiță este alături de noi în platou. Bine ai revenit! Bine ați venit, domnul doctor, ca o completare și profesii pentru tineri. Am zis că vom discuta un pic mai pendelete și despre ceea ce un se potrivește interesant. Tinerilor. Da. Înainte să începem discuțiile, dragi spectatori, trebuie să vă științești și de această dată că numărul este afișat pe ecran. Puteți să ne sunați în orice clipă, puteți să-i puneți întrebări invitatului nostru, să intrați pur și simplu în dialog cu noi dacă aveți o nedumerire, o problemă, dacă ați trecut printr-o situație deosebită sau pur și simplu vreți să ne împărtășiți ceva. În același timp așteptăm SMS-urile dumneavoastră cu tarif normal la numărul afișat în stânga sus și mesajele dumneavoastră pe pagina noastră de Facebook Audiențe în direct ITV. Domnule doctor, în primul rând ar fi bine să ne spuneți și să știe și telespectatorii ce obligații au angajatorii, fie că vorbim despre mediul privat sau mediul public, vis-a-vis de medicina muncii. Conform legislațiilor în vigoare, atât angajatorul din mediul privat cât și cel din, de la stat este obligat să promoveze sănătatea lucrătorilor. Da? Una dintre condițiile sau pârghile de promovare este promovarea sănătății la locul de muncă, care se realizează printr-o să asigure o supraveghere efectuată de către un serviciu care are angajat un medic de medicina muncii, care se ocupă și participă atât la evaluarea de riscuri, pentru că fiecare loc de muncă sau fiecare ramură are anumite riscuri. Aceste riscuri nu sunt cunoscute doar de către inginer. Trebuie să lucrăm în echipă și trebuie evaluate de către medic. După ce am evaluat aceste riscuri, vom stabili care sunt pârghile și ce trebuie să facem pentru promovarea sănătății muncitorilor. Și aici mă refer. Mă repet, la anumite analize care sunt în lege, dar medicul de medicina muncii are dreptul să ceară și anumite analize aparte, care nu sunt în legislație, dar care sunt în interesul promovării, bineînțeles justificată, a sănătății lucrătorilor. Da? De aia este foarte important atunci când eu, de exemplu, când preiau o instituție sau o firmă, totdeauna sunt atent la ce condiții de muncă au și după aceea încerc să discut cu angajatorul cam ce analize, baterii minime de analize trebuie să facem la angajați sau pentru ca să îi ajutăm, să urmărim starea lor de sănătate și dacă constatăm ceva, să îmbunătățim. Dar, de exemplu, angajații își cunosc drepturile? Eu zic că angajații își cunosc drepturile pentru că la fiecare firmă și sau instituție există serviciu de securitate muncă unde li se prescrie la ce riscuri li se face instructajul la angajare periodic trimestrial, plus mai sunt sindicate, sunt care au sindicate și totuși se prelucrează aceste lucruri. Ați văzut că evenimentele din ultima perioadă au arătat foarte multe lacune pe anumite secțiuni vis-a-vis de controle care ar trebui făcute de anumite instituții și nu la modul așa teoretic, ci practic, pur și simplu să verifice, să vadă dacă sunt în regulă, dacă prezintă siguranță, au garanția securității și așa mai departe. Și aici mă gândesc la fel, același lucru. Trebuie mai ales să facem... că e vorba de sănătate și de siguranța omului. Trebuie să facem, de exemplu, una din activitățile medicului de medicina muncii în promovarea sănătății este și instructajul de prim ajutor. Eu îl fac, da? Dar aceste lucruri trebuie făcute practic, nu se fac teoretic. Pentru că, vedeți, atunci când... Ce contează? De multe ori mă lovesc cu persoane care mă sună și mă întreabă cât costă. Nu cred că acest aspect este pe primul loc, mă înțelegeți? Deci, și mă refer la normele acelea de PSI, da? Care nu s-au respectat, plan de evacuare, unde de multe ori s-a făcut la modul amator. Aceste. Cel următorul este cu extintorul, celălalt cu ieșirea, dar nimeni nu se făcea practică, nu se punea în practică, nu se făcea un exercițiu, nu? Și atunci când nu se face un exercițiu, nu știi ce lacune ai. La fel și la medicina muncii. Nu te duci să vezi locul de muncă, de exemplu, consultul nomane, am o nelămurire, mă duc cu el până la locul de muncă, mă uit să văd ce face, îi schimb un pic locul de muncă,
pot să dau fișă de aptitudine pe loc de muncă. Deci pot să zic, da, el este confecționer, dar nu la aparatul ăsta, la celălalt, da? Dar pentru ca să știi acest lucru, trebuie să-l pui în practică, trebuie să te duci acolo. Medicina muncii este una dintre cele mai practice profesii, pentru că aici ești foarte strâns legat nu numai de aparat, că este acea unitate, aparat, om-mașină. Deci tu trebuie să știi, cunoști foarte bine și aparatul, dar foarte bine trebuie să știi și aptitudinile omului și de aceea mă bucur că în subiectele de azi vom discuta despre munca la bărbați, la femei, munca tinerilor, pentru că aici trebuie adaptată un picuț, mai ales la tineri, munca față de aptitudinele psihologice și fizice ale tânărului la vârsta respectivă. Deci să înțelegem că medicul care se ocupă de medicina muncii poate chiar să îi sugereze persoanei în cauza că respectivul loc de muncă nu este sau este potrivit pentru... Dacă constată acest lucru, este și obligat să facă și trebuie să sesizeze angajatorului și să încerce împreună cu angajatorul și cu cel care se ocupă cu protecția muncii să-i căutăm un loc de muncă, dacă putem, adaptat nevoilor angajatului. Chiar așa, un exemplu din ce ne-a sesizat o persoană, s-a angajat undeva într-un mediu de industrie ușoară unde trebuia să facă niște finisaje și după ce era croită deja îmbrăcămintea să observe dacă sunt niște prelungiri ale ațelor care au fost, care s-a cusut și așa mai departe. Persoana respectivă avea probleme cu spatele și cu vederea și a mărturisit că după 2 săptămâni n-a mai rezistat pentru că a durut-o atât de tare spatele stând atâtea ore în poziția respectivă, tot finisând pe acolo ce mai era de retușat, încât n-a reușit să se adapteze cu locul de muncă. Deși își dorea un loc de muncă, deși dorea să muncească, poate că și aici nu se ține cont și de starea de sănătate, dacă are eventual niște probleme de sănătate. Problema este că atunci când facem angajare, toți pacienții sau lucrătorii, în cazul de față, își minimalizează bolile și simptomatologia din dorința acută de a lucra, pentru că probabil are greutăți financiare, credite rate, și atunci motivația este foarte mare de a lucra, probabil din interes financiar și așa mai departe. Cu siguranță din interes financiar. Dar în momentul în care vine să se angajeze și n-a fost sincer, pentru că aici, atunci când îți alegi un loc de muncă și când vii la mine la consultație, eu, pe fiecare lucrător pe care îl examinez, îl consider o persoană sinceră, da? Actul medical este unul sincer. Eu întreb absolut toate lucrurile care mă gândesc că ar pune în pericol sănătatea angajatului, pentru că cunosc foarte bine locul de muncă la care va lucra și cunosc la ce se expune, pentru că el încă nu știe, poate, că ce aptitudini trebuie să aibă, ce atribuții de servici trebuie să aibă el când vine la mine, poate încă nu știe, da? Și atunci îi spun, încerc să-l pregătesc așa ușor, să-i spun că nu este așa de ușor, că trebuie să ridice greutăți, că trebuie să urci la înălțime, că munca la înălțime poate însemna 4 metri sau... Da? Și atunci să știe treaba asta și le pun să semneze că au luat la cunoștință în momentul în care îi inform. Dar de multe ori se întâmplă să înceapă să născocească anumite boli, uneori adevărate, uneori mimate, pentru că nu mai pot să facă față noul loc de muncă și atunci pleacă de la sine. Eu vreau să vă întreb, pentru că de aceea eram curios să știu dacă puteți să îndrumați pacientul, sau nu știu cum să-l numesc, angajatul, spre o altă profesie în momentul în care vine pentru un anumit job. Pentru că mă interesează reacția pentru lui în momentul în care îi se spune, ok, din punctul meu de vedere, nu cred că acest loc de muncă este potrivit. Această reacție vis-a-vis de inaptitudine, ca să zic așa, pentru că atunci trebuie să-i spun că e inapt pentru meseria respectivă, depinde foarte mult de vârstă. Dacă este o persoană mai în vârstă, care are ani de experiență și calificări bine sedimentate, ca să spun așa, este foarte greu să accepte că nu mai poate să lucreze în domeniul în care a lucrat 20 și ceva de ani. Un tânăr la care și-a mai pățit, am avut reacții paradoxale, la care în loc să se bucure că a fost din timp înștiințat de anumite handicapuri pe care le are
nu handicap, mă refer la comisia de handicap asta, anumite lipsuri care nu se potrivesc sau nu sunt compatibile sau ar avea o problemă în momentul angajării. De exemplu, un tâmplar să n-ai un ochi, da? Sau să nu vezi cu un ochi, da? Asta este o problemă care nu se poate remedia. Deci în timp te va urmări. Dar ai posibilitatea, când încă ești în școală ca tânăr sau încă imediat după școală, să te reorientezi profesional. Și eu fac această consiliere totdeauna, pentru că este foarte dificil să dai în apă. Dar sunt deschiși pentru reorientare profesională? Înțeleg de fapt în ce constă acest lucru? Nu, pentru că eu cred că această orientare profesională trebuie să înceapă de pe băncile școlii și acolo această orientare profesională nu este bine sedimentată. Nu este bine prelucrată. Elevii nu știu exact ce fac sau pentru ce fac. Și încă un lucru, și acum să mă contraziceți. Cu siguranță, din punctul lor de vedere, merge la acel control este doar o rutină. Nici nu iau în calcul că medicul ar putea să le spună că nu sunt potriviți sau că au o anumită, cum ați zis dumneavoastră, handicap, între ghilimele. Sau contraindicație. Contraindicație și nu ar fi cei mai potriviți oameni pentru jobul respectiv. Ei nu-și pun problema asta. Asta spunem. Deci, oamenii doar vreau. Da, omul vrea, vine și eu îi spun că nu se poate. Și asta este un șoc. Trebuie să am răbdare, îl chem deoparte, îi arăt legislație, povestim, încerc să-i spun că nici nu-și pune problema că nu ar putea să fie, de exemplu, un tânăr agent de pază sau un tânăr cu muncă de noapte. Nu știe că e ilegal, da? Poate nu este informat, da? Și când o să discutăm despre tineri, o să defalcăz un picuț pe vârstă cam ce înseamnă tânăr și ce înseamnă copil. Da. Vorbeam despre drepturile angajaților. Au aceștia și obligații sau doar drepturi? Angajații? Da. Păi bineînțeles, angajații, în primul rând, au vis-a-vis de medicina muncii obligația de a se prezenta la controlele medicale profilactice conform programului întreprinderii. Și câte sunt? Câte asemenea controle? Depinde de meserie. Cele din sector alimentar sunt la semestriale, iar cele din celelalte ramuri sunt anuale sau, dacă a indicat medicul de medicina muncii sau a observat anumite probleme, poți să ceară un examen cu reevaluare la 2 luni, la 3 luni, 6 luni, care omul știe că trebuie să vină și poate tot nu vine. Dar în momentul în care noi răspundem printr-o fișă de aptitudine angajatorului, un exemplar se dă angajatului și unul angajatorului. Deci angajatul niciodată nu poate să spună că nu știe că trebuia să vină sau nu știe ce are voie să facă. Cât de des găsiți probleme în timpul acestor evaluări? De obicei, găsesc destul de des, pentru că populația cea care este calificată, având în vedere că ducem lipsă și am mai fost în emisiunile dumneavoastră și am vorbit despre calificare și am zis că nu prea avem oameni calificați, din păcate aceste persoane cu vârsta, dacă au lucrat în zgomot, au afecțiune ale urechii, dacă au lucrat prin supra-solicitarea analizatorului vizual, au nevoie de ochelari sau nu mai văd așa de bine, cum s-a întâmplat și la doamna respectivă. Și este foarte greu pentru că aceste persoane nu este foarte greu să le reorienteze. Aici tot vreau să ajung la subiectul ăsta pentru că asta mă supără cel mai mult. Dar la firmele mici acolo găsesc deschidere mai largă, unde un personal mai puțin, unde sunt mai cu posturi nu atât de mult de personalizate și nuanțate, pot să găsesc bunăvoința angajatului și în timpul consultației rezolv această reorientare profesională ad hoc. Îl mut de la călcat la croi, de la croi la confecții, de la confecții mut la lucru manual și ușor. La întreprinderile mai mari, unde deja există peste 300-400 de angajați, unde este o fișă a postului foarte bine stabilită, unde este un contract colectiv de muncă, unde se face protecția muncii, peste tot se face, dar unde se face la un anumit nivel și se auditați, acolo este foarte greu să-i schimb locul de muncă. Trebuie să se respecte o anumită procedură. Vine omul la mine, eu văd că are o anumită contraindicație, eu fac o sesizare la întreprindere, întreprinderea caută un loc de muncă și în lege spune că trebuie să-i găsim, să-i căutăm. La început modificăm condițiile de muncă, lucrăm pe timpul de muncă, lucrăm pe ceva, dacă putem. Și dacă nu-i găsește, trebuie să schimbe locul de muncă, pentru că nu are cum să-ți dea locul de muncă. Sunt foarte bine calculate.
Sunt puține persoane la CTC, puține persoane la secretariat. Dar angajatorul are deschiderea aceasta să vină în întâmpinarea angajatului, să creeze acele condiții? La întreprinderile mari totdeauna am găsit, și în întreprindere mici, dar vorbesc de cele mari, am găsit această deschidere. Sau spune, merge după principiul... Nu. Am găsit această deschidere și s-a comunicat cu omul, s-a chemat omul, s-a discutat cu cei de la personal și în cazul în care s-a găsit, s-a mutat și s-a schimbat locul de muncă. Dar există situații în care firma nu poate. Efectiv. Când putem vorbi de o boală profesională? Despre boală profesională, în primul rând, trebuie dovedită. Pentru ca să dovedești, în primul rând, trebuie să fie semnalată. Da? Deci, se prezintă la un consult, medicul de medicină a muncii constată conform fișei de riscuri, pentru că eu lucrez pe baza unor fișe de riscuri. Firmele îmi dau niște fișe pe care completează toate condițiile fizice, chimice, biologice și așa mai departe, psihice la care este expus angajatul. După ce le-am lecturat acelea, eu încerc să văd dacă omul acesta a fost supus și, bineînțeles, ruta profesională. Mă interesează unde a lucrat, cât a lucrat, câți ani a lucrat, la ce a fost expus. După aceea, dacă găsesc o legătură între zgomot, de exemplu, auz, între o hipoacuzie profesională, da? Sau o surditate profesională legată de muncă, eu trebuie să trimit acest om, să fac o semnalare și este un formular din acesta de semnalare care se completează la DSP-ul din județele respective și se trimite la clinica de medicină a muncii cea mai apropiată în Cluj. Acolo se duce copii după cartea de muncă, acum nu mai este carte de muncă pentru cei care au fost, duce exact, trebuie calculat exact cam pe unde a lucrat, fișe de risc, se caută și în final medicul face o... Deci trebuie să fie dovedită. Deci nu așa numai cu hârtie, vin cu hârtie și gata, boală profesională, da? Și se eliberează un formular prin care se solicită Direcției de Sănătate Publică din partea Clinicii de Medicină a Muncii un formular prin care se solicită să investigheze acel caz și să-l declară. În momentul ăla se declară o boală profesională și omul va fi declarat ca și afecțiune profesională. Schimbă ceva acest lucru în raportul dintre angajat și angajator? Pe mod normal, conform legislației, ar trebui ca aceste persoane să beneficieze de anume programe de reabilitare decontate din fonduri de asigurări sociale. Deci acest pacient se duc în clinici, duc acel formular cu boală de... Dar este important ca aceste servicii să figureze în contractul cadru al casei de asigurări. Deci, de exemplu, dacă are nevoie de masaj și nu e în contract, sau reflexoterapie, sau fizioterapie, anumite lucruri, atunci nu le vor fi decontate. Aici e o lipsă, o lacună care ar trebui corectată, trebuie cumva corelată. Pentru că acești oameni devin bolnavi și nu se pot recupera. Și păcat să-i pensionezi. Acești oameni nu trebuie pensionați sau pensionați temporar sau pensionați numai cu 4 ore, da, de gradul 3. Trebuie reintroduși în muncă, să-i cauți locul de muncă potrivit. Și cred că costurile sunt mult mai mici dacă omul și produce și lucrează decât să-l scoți din muncă și să fie un consumator de fonduri sociale. Deci nu-i corect. Deci nu mi se pare corect. Și aici avem o lacună foarte mare. Aici trebuie lucrat ca legislația muncii cei de la pensii care supraveghează și cu cei de la sănătate să-și armonizeze și să le ofere acestor oameni posibilitatea de recuperare. Din punctul dumneavoastră de vedere, care sunt cele mai periculoase, acum între ghilimele, meseri? Orice meserie poate să fie periculoasă. Sigur că termenul ăsta de periculos, dacă îl traducem conform dicționarului, sună foarte urât, da? Dar dacă acel om este o persoană, un lucrător, nu are aptitudini pentru meseria respectivă, oricât de ușoară este acea meserie, poate să fie un pericol pentru el. Și mai mult, poate să fie un pericol pentru cei din jur, da? Deci la servici de multe ori mă lovesc de persoanele care spun, le interzic să conducă mașina instituției și mă întreabă, eu am carnet B. Ok, o conduce în interes personal. Dar la servici este mașina instituției unde mai duci pe alții, unde poți să intri în alții, poți să faci un accident și să periclitezi oameni, marfă și așa mai departe, să produci pagube. Nu e același lucru. Da? Sunt persoane care nu înțeleg acest lucru.
Și aici și în transporturi trebuie lucrat. Toată lumea conduce. Cum? Nu știm. Este foarte greu, pentru că de vreo 2 ani am armonizat legislația cu Uniunea Europeană și încă n-am ajuns să o armonizăm. Pentru că știți foarte bine că erau acele controle la care dacă te duci înainte de expirare 10 ani, ți se mai prelungește 10 ani. 10 ani, da. Deci eu vă întreb, cam ce persoane, ce se poate întâmpla în 10 ani? Și mai ales la serviciu mai urmăresc și eu sau colegii mei de medicină muncii, dar în, pe drumurile publice ce se poate întâmpla în 10 ani? Poți să fii depresiv, poți să fii schizofrenic, poți să faci un infarct. Nimeni nu supraveghează aceste lucruri. De aceea salut apariția acelui card de sănătate. Este o modalitate prin care aceste lucruri se vor sedimenta. Și atunci istoricul unui pacient va fi mult mai bine monitorizat când va fi activat acest card pentru fiecare consultație făcută. Și cred că dacă s-ar lega acest sistem și cu acest sistem de supraveghere la cei care conduc, care va fi foarte bun și ar trebui să găsească o variantă prin care putem să-i monitorizăm și să-i scoți. În America te scoate de pe auto în momentul în care ți-o schis rețeta. Spuneați că de cele mai multe ori oamenii își aleg locul de muncă sau se grăbesc să prindă acel loc de muncă din motive financiare. Tot noastră insinuare că ar trebui să fie invers. Prima dată trebuia să se gândească la sănătatea lor și după aceea la partea financiară, să-și leagă în funcție de ce pot să și facă, nu doar să fie a lor. Care ar trebui să fie modul de gândire, momentul? Sau cum ar trebui să ne alegem mai exact? Cum ar trebui să ne planificăm modul în care ne căutăm viitorul loc de muncă? Atunci când ne dorim să ne angajăm, este foarte important în momentul interviului, deci când particip la interviu, să te documentezi exact și chiar să te ducă să vizualizezi viitorul tău loc de muncă. Pentru că dacă locul de muncă o să-l vezi numai după angajare, poate o să fie un șoc. Sau poate nu. Dar este foarte important să cunoști toate obligațiile și drepturile pe care le ai înainte de a... Bine, acum nu să intrăm în contract colectiv de muncă. Dar cât de cât să-i se explice, ăsta e locul tău de muncă, astea sunt atribuțiile tale, ai cumul de funcții, n-ai, ce mai trebuie să faci, ce nu. Poate dacă la om îi spui că trebuie să meargă și cu mașina, cu marfa pe teren, poate nu vrea, nu? Dacă nu i-ai spus că este și muncă de noapte, poate nu vrea. Deci toate aceste lucruri trebuie stabilite pe baza interviului atunci când se prezintă la personal sau la firmele de recrutare. La firmele de recrutare care lucrează un pic mai perfecționist, să zic așa, ei au niște formulare în care trebuie să răspunzi la niște chestionare și te excluzi sau nu pe bază, încă nu ajungi la interviu, poate ai picat numai la faza de chestionare. Dar dacă tu nu întrebi ce ai de făcut, și dau exemplu ăștia mari, merg la montator, dar nici nu știe ce e aia, el vrea să meargă să se angajeze. Părerea mea că trebuie să fie dus, să vadă sau film, sau altă variantă dacă să nu se întâmple accidente de muncă, pentru că știți că în întreprindere nu-i voie să duci în producție oameni care încă nu au instructajul și nu poți să-i faci instructajul dacă nu se angajați. Da, trimâne la tehnologie, da. Se poate arăta, laptop, filmat, se poate pe un laptop, proiector, pe orice. Și atunci îmi zice, eu așa ceva nu fac. Și atunci e ok. Dacă o zis că face și a fost informat, este corect, nu? Pentru că a fost informat, dar totuși se poate întâmpla, și asta ni se întâmplă și nouă, să credem că avem aptitudinile necesare și să nu le avem. Asta nu înseamnă că oarecum angajatul nu este pe deplin sincer cu ceea ce el de fapt cunoaște? Asta se întâmplă foarte des. Deci să nu are experiența practică necesară pentru să supraevalueze cunoștințele, da, și să vină de fapt cu un curriculum vitae. Cea mai mare greșeală a tinerilor, sincer, da, vis-a-vis de aptitudinile pe care le are? La tinerii care încă nu au experiență, o greșeală involuntară, ca să spun așa, este supraevaluarea. Și poate că atunci când... De-aia și apare și poate am mai vorbit și despre stresul la locul de muncă, pentru că este eu stres bun, distres rău, poate nu reușesc să fac față și clachez. Și se mai întâmplă, am mai văzut. Și au plecat. Și mă întreabă de ce. Eu nu pot să prevăd aceste lucruri. Eu nu pot, pot să am o idee cam despre care ar fi aptitudinile fizice și psihice, dar omul poate să nu reziste muncii respective din terțe motive.
fie fizice, fie programul de lucru, colectiv, poate nu se adaptează în colectivul respectiv. Credeți că ar mai trebui să fie încetățenită ideea că ți-ai găsit un loc de muncă și cu ăla ieși la pensie? Asta este o mentalitate depășită. Deci trebuie să te pregătești din timp, atunci când ești la vârsta potrivită și ai posibilități financiare, materiale și psihice și fizice, să-ți faci cât mai multe calificări. De să nu te canalizezi într-o singură calificare. Foarte puține profesii sunt, cum cea de medic, este când nu poți să faci decât eventual în cadrul medicinii altă specialitate. Da? Și la avocați poate să fie judecător sau poate să fie consilier juridic, mai are portițe. Dar majoritatea nu poți să fii numai confecționer. Trebuie să fii și tricotor. Ce înseamnă să, fii... ce înseamnă să faci o meserie, aceeași meserie, timp îndelungat? La ce riscuri te expui? Deci în primele riscuri care pot să apară este monotonia muncii. Deci să faci toată viața aceeași muncă, să zic, și să nu schimbi nimica în afară de articol, este destul de monoton. Poate să fie deprimant? Poate să ducă la depresie? Poate să ducă și mai ales la munca aceasta care este la bandă, da? Unde tot timpul nu vorbești cu nimeni, că n-ai timp, e cea mai periculoasă, pentru că acolo nu mai montezi, stai 5 ani până pe jos, da? Este foarte greu. Acolo cred că trebuie lucrat un pic și pe niște activități din acestea, cum ar fi cele de team building, unde omul un picuț își mai ridică moralul, da? Deci nu numai vii la servici, trebuie să lucrăm și cu oamenii, să vadă că sunt respectați, că le schimb un picuț, nu? Avem niște activități și extra profesionale și atunci omul un pic își lărgește orizontul, începe să-i placă, are un pic de diversitate și atunci nu altfel, mai este altfel același. Și produce. Da, eu cred că altfel și produce mai bine. Spuneați că într-un fel sau altul lumea are o părere prea bună despre ce pot sau ce nu pot să fac, sau nu am zis despre ce pot. Însă dacă ne referim la locul de muncă, așteptările lor sunt realiste? La foarte puține persoane am întâlnit că își cunoșteau foarte bine locul de muncă sau ce trebuie să facă, pentru că au fost perfecționiști, învățau, au lucrat practică. De exemplu, medicina nu se poate ca după 4 ani. Eu dau exemplu pentru că cunosc cel mai bine exemplul meu. Dacă ai ales chirurgia și tot chirurgia ai făcut, dacă n-ai schimbat pe parcurs, tu deja ai început să te naturalizezi cu această profesie, da? Și deja îți cunoști când vii la o angajare, la un interviu, după atâția ani de practică, ce vrei și ce poți și ce știi. Și asta e bine să o sedimentezi de la început. Trebuie să învățăm în străinătate, e foarte bine stratificat acest lucru din școală, din grădiniță. Fiecare știe, eu am aptitudini sportive, nu e nicio problemă, pot să fiu un foarte bun sportiv, dar o să am și o pensie de sportiv și o să trăiesc civilizat. Nu trebuie să mă angajez, să fac tot felul de tertipuri, să mă angajez, să am și eu plătite asigurări, nu? Nu este o rușine să fiu un sportiv, dar mă și respectă pentru activitatea mea, statul, ministerul și așa mai departe, și societatea în care lucrez. La noi ne lăudăm cu 2-3 nume și acele persoane nu știm în ce penurie socială trăiesc de cele mai multe ori, dacă vedem, nu? Deci eu zic că trebuie un picuț să ne modificăm aceste. De la nivelul școlii pornește tot și trebuie regândită toată această problematică despre profesie, mai ales în școlile profesionale, dar și în școlile de profil uman sau real, unde elevii trebuie să știe ce își aleg. Credeți că știu copiii din ziua de astăzi să aleagă? Nu știu să aleagă. Eu cred că foarte puțin știu să aleagă. Poate știu aceia care s-au potrivit să se nimerească cu meseria sau profesia bunicilor, părinților și au văzut cam despre ce este vorba. În rest, în școală, foarte puțin. Eu zic că trebuie la orele de dirigenție, câte îs, aduși oameni, văzut, făcut chestionare cu elevii, fără nume, da? Făcut chestionare, să știi exact ce nevoie au elevii la orele de dirigenție. Dacă sunt profil real și vor să dea la medicină, să-i aduci medici, un chirurg, un internist, să vadă despre ce este vorba meseria asta. Dacă este la profil de informatică, să-i aduci 2-3 informaticieni, unul din privat, unul de la stat, de la primărie, de undeva, care să vină să explice despre ce înseamnă să fii informatician. Asta înseamnă ca și respectivele persoane despre care vorbiți să dorească
să participe la orele de dirigenție, pentru că, cu siguranță, dacă am întrebat un cadru didactic, ar spune, păi, nu e așa de simplu, că respectivele persoane nu le poți aduce oricum. Eu adică sunt mai mulți factori. E adevărat, dar pe mine de câte ori m-am chemat, eu am mers. Da. Cum apreciați faptul că iese totuși tinerii pentru a-și găsi rostul, încearcă să se implice în tot felul de acțiuni de voluntariat. Ei încearcă cumva să-și găsească fâșiuța aia pe care să meargă. Dar sunt prea puține aceste ocazii. Explorează, că n-au încotro. Deci... Și e bine în voluntariat. Și la un moment dat e fun. Deci și spitalele au deschiderea asta spre voluntariat, să-i lasă pe tinerii absolvenți de școli post-liceale să meargă să facă voluntariat. Eu apreciez acest lucru, dar să și... remunereze? Nu numai să îi remunereze, dar să țină cont, de exemplu, atunci când te prezinți la un concurs pe post și tu 3 ani ai făcut practică pe gratis la spital, să conteze. Chiar aici vreau să ajungem într-un fel sau altul pentru că, da. La experiențe. Pentru da. Că indiferent că faci sau nu faci voluntariat, că încerci sau nu încerci, în școală nu la orele de dirigenție nu se întâmplă să îți explici, să faci chestionare, să vezi exact care sunt atitudinile. În facultate faci practică, dar mult prea puțină, o săptămână, două sau în timpul verii. Iar când mergi să te angajezi, ai nevoie de 2 ani, 3 ani de experiență. În unele locuri 5 ani de experiență. Adică niște ani pe care n-ai de unde să-i scoți. Acești ani de experiență, am dat exemplu și la... Sunt persoane care sunt practică de 3 ani și nu au reușit să se... nu au reușit să prindă un post. Eu cred că toată legislația trebuia schimbată și am mintit că aceste persoane care au făcut practică să aibă 2 puncte în plus la proba practică, nu? Sau ceva, ceva să se vadă, să compenseze munca pe care au făcut-o 2 sau 3 ani. Să simtă că acei 2 ani de experiență contează, da? Și la un examen legal, eu de aia am mai mult pentru că am făcut. Și dacă am făcut și am stimulat voluntariatul și contează la ceva, toți vor merge la voluntariat și toată activitatea va fi deosebită, da? Dar când nu, dacă nu contează, atunci nu și-are rostul. Bine, și cum poate un tânăr să convingă că el... este valoros prin ceea ce a învățat. Foarte greu. Și că totuși nu are acea experiență, dar el vrea și ar putea să facă și dacă, și dispus dacă să e dispus să învețe și poate chiar să fie unul dintre angajații cei mai buni ai firmei respective, ai companiei respective. Dar să-i se dea șansa asta de a arăta atâta cât poate el sau oricum să fie un pic pus pe felie. De aceea reamintesc că am fost în emisiune și am mai reamintit că acea practică școlară, dacă este făcută într-o instituție, într-o multinațională, de exemplu, și la firmele la care eu le efectuez medicina muncii, eu îi verific și pe elevi. Și acei elevi ar trebui să ceară un CV, da? Un CV, că eu am făcut practică acolo, dar practică la aceste întreprinderi se face pe bune. Deci se ocupă cineva, nu numai maestru din școală, printr-o relație cu o anumită persoană care se ocupă și poți să socotești acea perioadă de practică și o perioadă de experiență, dacă este făcută. Dar vă întreb, câți fac așa? Asta păi trebuie chemat pe cineva tinerii? Și întrebat de la ce inspectorat. Păi dacă nu o să-i punem să facă practică acolo unde e nivelul cel mai mare, dacă nu reușim ca școală să ne punem în paralel și am mai discutat noi de învățământul dual, deci nu unificăm cerința pieței tehnologică, medicală și așa cu școala și nu îngemânăm de la începutul băncilor școlii, mai ales din clasa a noua, da? Când deja trebuie să știm ce vrem, teoretic, atunci o să pierdem toți acești tineri și o să rămână fără experiență și o să creștem numărul persoanelor necalificate, am redus numărul de clase obligatorii, nu? Și acei oameni îi vom pierde și ne vom trezi în jur cu o multitudine de oameni necalificați, care nu au șansă, nu au nicio șansă. Dar vă mai amintesc un lucru. Anul trecut am participat la un proiect unde am căutat acest segment de oameni cu nevoi sociale din mediul rural care nu au apucat să facă o anumită școală, da? Și se plătea. Am avut meserii la care n-am găsit candidați.
Pentru că pentru banii aia mai bine plecau să culeagă ceva în țara vecină sau altundeva. Deci... Chiar asta vreau să spun, că dacă nu au șanse aici, de cele mai multe ori, pentru banul în plus, preferă să plece în străinătate. Pleacă în străinătate, dar uită că nu are nicio experiență, trec anii, n-a contribuit la fondul de pensii, ce se întâmplă cu el în țară, nu are plătit asigurare de sănătate, ce face dacă se întâmplă ceva? Noi încă nu avem programe sociale solide, și financiar, și prin disponibilitate fizică și materială, ca să contracareze aceste lucruri. În străinătate, dacă nu ai nicio problemă, de la spital imediat te duce la clinica aparține de ordinul nu știu care și te rezolvă. Dar noi nu avem. Noi nu avem asemenea. Deci noi stăm la urgență și așteptăm să ne ajute domnul doctor unde să ne ducă, unde să te ducă. Nu ești asigurat. Bine, noi asistăm acum și la îmbătrânirea populației. Da, cu probleme. Deja sunt câteva semnale de alarmă. Cancerul într-o efervescență. Foarte multe afecțiuni, iarăși, sunt declarate ca probleme de sănătate publică, fiind cu o incidență foarte crescută. În contextul ăsta mă întreb tot așa și cu tinerii care merg să se specializeze dincolo și vor să vină acasă să pună în practică ce au învățat și nu sunt lăsați. Dar ar putea să lucreze la un spital social unde să facă practică. Și nu mă refer numai la medici, și în alte specialități. Te acceptăm ca pe front. Vii, faci practică, îți dăm hârtie că ai făcut practică. Dar contează. Asta zic. Vreau să văd un sistem și o grilă de examinare la un post într-un sector sanitar de stat unde contează voluntariatul și mă diferențiază. Pentru că în străinătate, de exemplu la medicină, dacă te duci în Germania și nu poți să dovedești că ai făcut practică în cel puțin două instituții, nu te angajează. Poți să fii cel mai bun. Deci este clară o diferențiere și te obligă la voluntariat. La un voluntariat respectat de societate, respectat de instituția în care îl practici, care are o finalizare practică pe care o poți palpabilă, da? Fie prin bani, fie prin un avantaj la un examen. Dar eu nu vă supărați, eu nu văd acest lucru. Deci să înțelegem că dumneavoastră spuneți în felul următor. Voluntariatul este sau nu este acceptat ca experiență la noi, practica la fel, dar în momentul în care trebuie să te angajezi, angajatorul îți cere la maxim pentru că nu riscă el să... Nu riscă cu tine, nu știe cine ești, nu știe ce ai făcut. Și apare acea perioadă de probă. Cum vă împăcați cu ideea aceasta? Perioada de probă este foarte bună. Și pentru... cât este perioada de probă? Perioada de probă depinde la cât sau fiecare întreprindere stabilește. Poate nu, să nu stabilească perioada? Eu nu vreau să mă adâncesc în acest subiect, că nu sunt cunoscător să vă răspund sincer la întrebare. Din punctul meu de vedere al aptitudinii, nu este așa de importantă perioada de probă, că eu aptitudinal trebuie să-l dau apt atunci când a venit la mine. Dar poate nu corespunde pentru alte lucruri. Nu știe germană sau nu s-a descurcat cu translatorul sau n-a reușit să respecte timpii muncii. Ăștia se pot vedea în perioada de probă. De aceea, acea perioadă de probă este importantă să ne putem și despărți civilizat. Nu numai necivilizat. Da. Deci să ai și o perioadă, să ți se dea și ție un răgaz în care poți să recuperezi ceva. Poate reușești, dar să și, cum să zic, la filmele multinaționale se pune accent pe treaba asta și se ajută omul. Da? Pentru că noi am anunțat încă în debutul emisiunii că vom vorbi despre meserii pentru femei și meserii pentru bărbați. Mai putem vorbi de lucrul ăsta în zilele noastre? Eu n-aș vrea să separ foarte mult meserile de meserii pentru bărbați și pentru femei, pentru că sunt foarte multe meserii de bărbați care le practică femei, care se descurcă extraordinar de bine și fiecare sex în parte își are un temperament și un comportament diferit. De aceea sunt multe meserii unde, de exemplu, la auto, la condus auto, femeile sunt mult mai calculate, nu se aventurează și atunci posibilitatea de a risca este mai mică. Da? Bineînțeles, sunt și bărbați care respectă acest lucru, dar vreau să zic așa temperamental. Nu poți să separi cele două meserii.
Sunt foarte mulți bărbați care sunt foarte buni casieri. Mai de mult meseria de casier era văzută că este o doamnă la casă, nu? Casieră. Sunt foarte mulți bărbați, mai ales în centrele universitare, în orașe mari, unde sunt băieți la casă și se descurcă foarte bine și nu este de rușinos să lucrez în asemenea loc de muncă. Dar ce trebuie să fim atenți când ne alegem o meserie? Să ne gândim că poate, dacă suntem de sex feminin, vom rămâne însărcinate. Și trebuie să mă gândesc acel loc de muncă cândva, poate, dacă mă canalizez într-o singură profesie sau într-un loc de muncă unde sunt indispensabil și nu pot să plec și așa mai departe, să am în vedere și această treabă, să mă gândesc că poate acel loc de muncă, din acest punct de vedere, în acea perioadă a vieții în care eu îmi doresc un copil, poate nu este potrivită, nu am înlocuitor și atunci apare o problemă. Nu neapărat o problemă din... ci nu există înlocuitor. Dacă e o firmă care lucrează cu personal puțin și îi spui dintr-o dată că eu plec, nu? Este foarte greu să-ți găsești o persoană. De aceea aceste lucruri trebuie cumva să te gândești și ca o pregătire la viitorul loc de muncă. Să nu-ți alegi meserii foarte grele. Ca femeie, zic eu. Este foarte greu și n-are rost. Oricum sunt multe meserii care sunt mult mai ușoare. N-are rost să mergi să, de exemplu, să te duci să ridici greutăți de 40 de kilograme. N-are rost, părerea mea. Pentru că aptitudinal tu nu poți să ai țesutul muscular, osos sau unui bărbat. Și este foarte greu să faci față. Și în secolul de 21 nu cred că mai este necesar să demonstrăm cuiva că noi putem mai mult. Noi trebuie să ne demonstrăm nouă înșine că putem să facem ceea ce ne-am ales. Nu cred că mai este cazul să demonstrăm, să facem pionierat din discriminarea sexuală și să spui. Deși, uneori, poate tacit în anumite meserii se mai face, se mai fac deosebiri. Se mai fac, sigur. Se mai fac. Asta e clar. Deși nu este frumos și n-ar mai trebui să existe. Eu m-aș întoarce o clipă la tineri, întrucât spuneați în felul următor că ne veți relata în funcție de vârsta anumite lucruri. Știu că de la 15 sau 16 ani aceștia au drept. Deci, conform legii, sunt tiner și copil. Tânărul este acea persoană care are cel puțin 15 și cel mult 18 ani. Poate să nu mai frecventeze școala, dar el poate să lucreze. Și copil este acel care face obiectul, în acele limite de vârstă, dar face obiectul școlarizării obligatorii continue. Da? Un copil care face obligatoriu cursuri și urmează un program de școlarizare continuă poate să se angajeze de la vârsta de 15 ani dacă are acordul părinților. Și nu în orice loc de muncă. Acest HG 600 pe 2007 stabilește exact ce munci pot să practice și care sunt condițiile pe care firmele trebuie să le respecte atunci când angajează un tânăr sau un copil. Da? Puteți să ne dați câteva exemple? Da, o să vă dau și câteva exemple. Dar ca să, până la exemple, vreau să vă spun cam în ce condiții poți lucra acești tineri sau copii la locul de muncă. În primul rând, nu-i voie să lucreze mai mult de 6 ore pe zi, până la împlinirea vârstei de 18 ani, maximum 30 de ore pe săptămână. Trebuie să aibă 2 zile pauză, care de obicei e sâmbătă-duminica. Nu are voie la cei care nu participă la un plan de școlarizare, deci nu sunt la școală. Trebuie să aibă cam 12 ore între două zile lucrătoare de pauză. De recuperare. Cei care sunt la școală 14 ore, pentru că ei trebuie să și învețe. Da? Deci nu-i voie să-i perturbi programul de școlarizare și să respecti acele norme pe care Ministerul Învățământului le-a stabilit și subiecte de practică la profesia respectivă, în școală. Bineînțeles, sunt strânsă supraveghere cu maestru și cu supravegherea școlii. Nu numai trimitem la practică. Deci trebuie să fie supravegheați și orientați. După aceea, tinerii aceștia au voie la o pauză de 30 de minute. După 4 ore de muncă, trebuie să aibă în 30 de minute consecutivă pauză de masă. Deci sunt, vedeți, multe lucruri așa nuanțate. Ca meserii, ce nu pot să practic. Nu-i voie să lucre la înălțime, nu-i voie să lucreze nu-i voie să lucreze ca agent de pază, nu-i voie să lucreze la aparat care se recompensează numeric. Deci unde se numără, ei nu trebuie să fie condiționat de o bandă, de un aparat CNC. Ei lucrează la început,
nu au aptitudini pentru a se nici psihice și nici fizice de a se adapta. Știți de ce? Că dacă la un tânăr care încă nu este, nu are experiența de viață necesară, dacă tu îi spui că îi dau 5 euro pe o pe un pahar să-l faci, o să facă mai multe pahare, da? Dar poate îl depășește fizic și psihic. De-aia noi suntem cei care îi spunem, stai liniștit că nu poți să faci atâtea și n-are rost să faci, că te vei îmbolnăvi, te vei extenua și după aceea te vei scrie afară că săptămâna viitoare nu mai poți să vii la serviciu. De aceea aceste lucruri trebuie urmărite. Doi, nu-i voie să lucreze cu animale feroce, nu-i voie să lucreze în condiții cu substanțe toxice, chimice, explozive, radioactive, nimic, nici să manipuleze greutăți mari. Ei pot să practice doar muncă ușoară. Muncă ușoară, conform legii, este adaptată vârstei și capacității fizice și psihice pe care o stabilește medicul de medicină a muncii cu ocazia interviului. Aici vreau să vă întreb, cât de strict se respectă toate acestea? Eu ce văd în ultima perioadă, mă lovesc de faptul că mulți angajatori, mai ales în domeniul în construcții sau la drumuri, angajează persoane tânere să-i dea o posibilitate de lucru, dar nu se gândește că acolo sunt pericolele cele mai mari. Deci acolo unde se lucrează la înălțime sau unde se sapă șanțuri, și mă refer și în subteran, da? Chiar nu trebuie să fie la înălțime, există pericol de surpare, nu cred că au aptitudinile necesare să conștientizeze riscul, și ar trebui să nu angajeze asemenea persoane în aceste domenii grele. Da? Deci să înțelegem că, din nefericire, mai sunt cazuri. Sunt și nedescoperim și nu știe. Nici angajatorul nu știe. Deci nu știe legea. Nu cunoaște legislația. El vrea să ajute. El vrea să ajute, vrea să dea posibilitatea. Nu este nicio anumită intenție ascunsă sau falsă. Nu, pur și simplu poate nu cunoaște legislația. Și de multe ori ne întâlnim cazuri din acestea și trebuie să-i modificăm locul de muncă, să-i spunem. Nici în electricitate nu poate să lucreze în altă tensiune un tânăr. Deci trebuie avut grijă la aceste aspecte. Din punct de vedere al sănătății, revenim la bărbați și la femei. Care credeți că sunt meserile cele mai potrivite așa pe sexe? Nu pot să fac o segregare așa, v-am spus, în afară de acelea, pentru că nu vreau, nu cred că sunt femei care pot să facă munci de bărbați și sunt și bărbați care pot să fie un tricotor sau confecționer foarte bun. Nu poți să faci asemenea separare. Mai devreme ați amintit... Deci depinde de la individ la individ. Da. Mai devreme ați amintit faptul că există și profesii pentru care nu sunt meseriași, deși sunt profesii bine plătite. Da. Ce se caută? Și nu poate să se ofere... caută foarte mult operator presă, operator CNC, se caută foarte mult stricotor, se caută foarte mult sudor. Deci sunt meserii care nu prea le mai întâlnești. Pentru că și sudura a evoluat și sunt diverse tehnici de sudură. Nu e sudura cea clasică, numai în arc electric. Da. Există și în mediul de gaz protect și sunt tot felul cu laser și... Deci trebuie să înveți tehnologie, dar pentru asta trebuie să existe școli. De bine de rău, de exemplu, stivuitorii se mai fac școli și se fac. Dar dacă e vorba de specializare mai complexă, deja nu mai găsești. Dacă nu a fost în străinătate și o făcut acolo sau nu era într-un oraș mare unde sunt întreprinderi care își fac propriile cursuri de calificare. Și dacă ești angajat acolo, apelează la o firmă externă și vine și face calificarea la locul de muncă și atunci când pleci de acolo, vii cu un bagaj de cunoștințe. Dar astea sunt foarte puține deocamdată. Sunt meserii, de exemplu, care revin în actualitate, au fost lăsate așa o vreme... în umbră și da, sunt din nou la modă, să sunt zic așa. La modă meseria de hornar, de exemplu. Da? Meseria de hornar care noi ne-am imaginat că vine nenea și ne aduce noroc și ne țineam de nasture. Acum această meserie este și ea digitalizată, ca să-i spun așa. Da? Au senzor, au aparat, se pune în horn senzorul și cred că se va ajunge, pentru că la noi se folosește foarte mult lemnul ca și... La țară nu prea se folosește gazul, cel mai ieftin deocamdată în România este lemnul pentru încălzire. Trebuie să fie, să-ți verifici și coșul, da? Și atunci această meserie, am calificat câțiva oameni acum 2 ani, nu știu, trebuie să mă interesez să văd cam cum se descurcă și cred că o să trebuiască să ai un asemenea certificat de verificare și atunci și această meserie o să fie, dar la modă. Dar, cum ați spus, noi așteptăm să se întâmple ceva și după aceea facem ceva.
Știți că mai de mult era așa breasla curelarilor, a șelarilor, a pantofarilor. Iarăși, pantofare este o meserie pe cale de dispariție. Nu mai nici nu îndrăznesc să întreb de cei care repară ceasuri, dacă și mai sunt, sau pălărieri. Nu știu dacă au elevi sau așa, dar eu zic că în Occident am observat că sunt mult mai atent. Noi ne-am integrat așa în Uniunea asta europeană și de multe ori am luat și bine, dar am luat și rău. Noi am uitat că o pereche de pantofi se poate repara sau un ceas se poate repara, da? Și ne cumpărăm altele. În rate, ne facem tot felul de obligații financiare când poate puteai să le repari. În țările nordice, acolo este foarte acută această treabă de a proteja binele personal. Adică să încerc, nu este o rușine dacă îmi duc pantofii de 3-4 ori la reparat, da? Și nu o să râdă nimeni de mine dacă fac acest lucru. Și printre altele ajut și pe cel care își face acea meserie. Meseriașul. Da? La noi de multe ori, da, nu contează, îmi cumpăr altă pereche, nu contează prețul. Probabil dacă ți-ai lua un produs mai mediu, la preț mediu și l-ai duce la reparat, l-ai respecta mai mult decât un produs de proastă calitate și ieftin pe care mai bine l-arunc. Te debarasezi ușor de... Tot așa au apărut simigeriile. Clar, aici revenim la o perioadă care... La care ne amintim de pe băncile școlii. Exact, exact. Uite, a revenit. Nu e o problemă. Și într-o variantă mai prelucrată, mai modernă. Exact. Un pic altfel. S-au mai stilizat, au mai îmbogățit oferta. Deci, până la urmă, și merge. Deci, e clar că poate și aceste profesii... Vechi covrigerii trebuia să nu se închidă. Și exact. Trebuia să fie funcționale, nu? Pentru că cererea exista. Da. Numai un pic nu te-ai adaptat pe piață. Exact. Eu vreau să mă întreb, sunt meserii bine plătite, dar unde riscul, ceea ce privește sănătatea, este sporit? Este mult prea mare? Bineînțeles, sunt meserii unde, de exemplu, cei care, alpiniștii care igienizează toate geamurile termopan de la zgârie în nor sau clădiri în alte, sunt niște meserii unde oamenii cu frică se urcă acolo, știți? Și cei care merg la Burja, la Rap, am vorbit cu o persoană care a lucrat acolo, de fiecare dată se ruga înainte de a merge sus cu toată siguranța de a fi alpinist, pentru că orice se poate, un vânt, o rafală, se prinde o sfoară și se întâmplă ceva și cine îți dă ajutor acolo, da? Și se curăță destul aici de mă intens. Aici și examinările sunt mai... Sunt nu neapărat, diferite? Nu neapărat, numai că și angajatul are obligația de a sesiza medicului de medicină a muncii sau a conducătorului, șefului de echipă, că uite, eu nu pot să fac treaba asta și vreau să merg la medic înapoi și vreau să îmi reconsider un pic, nu să mă urc și să pic, da? Deci dacă am un rău de înălțime, este o rușine, există munci de jos. Dar cine are rău de înălțime, poate să fie psihologic, ok. În afară de anumite anxietăți sau așa, dar el își recunoaște limitele și atunci trebuie să le recunoască, pentru că te pui în pericol, nu? Te urci sus și ai picat și ai murit, nu? Sau ai făcut rău la altcineva, da? Deci foarte important este și tu să-ți recunoști limitele. Și eu încerc la oameni să-i încurajez să recunoască acest lucru și să promovez, să intermediez cu patronul, să încerc cât mai mult să înțeleagă că nu este o rușine acest om poate fi foarte bun, jos, poate să lucreze o anumită muncă care alții nu o pot face, un om foarte serios, lucrează și să știți că fac asta de fiecare dată. De aceea, în general, nu am o relație proastă cu lucrătorii pe care am consultat, că știe că m-am ocupat de ei și mă lupt să găsesc ceva. Mă gândesc că același lucru e și cu munca în ture. Nu toată lumea se poate adapta la programul de noapte. Am avut persoane care nu putea să doarmă ziua. Pur și simplu. Deci nu putea să lucreze noaptea. Când mergea, ziua nu dormea, noaptea nu dormea și uite tot așa. Pur și simplu nu poate. Asta n-ai de unde să știi până nu lucrezi în tura de noapte. Orice evaluare, orice screening psihologic, medical, nu ai de unde să știi. De aia este acea perioadă de probă și dacă este ceva, eu spun oamenilor, trebuie să vină înapoi să-mi spună. Cred că asta este foarte important ca telespectatorii să cunoască. Nu este o rușine să îți dorești just nu este să mergi încă o dată, să mai vorbești o dată cu medicul, să explici că ok, eu nu pot să fac acest lucru, haideți să găsim portița pe care să acționăm. Pentru acest lucru trebuie să fii foarte sincer la angajare, să nu te supraevaluezi, că am discutat despre asta,
să spui angajatorului ce poți tu, să știe clar în ce se poate baza pe tine și când te-o alegi, te-o alegi știind clar ce vrei tu, de aceea trebuie și tu să știi ce loc de muncă ai, să-ți arate un film, să te ducă, să vezi, să știi tot, auto, înălțime, noapte, ore, cum, suplimentare, nu, cât toate condițiile de muncă să fie clare, da? Și atunci relație angajat-angajator este cinstită, da? Fără și medic, între ele, o relație normală, da? Și atunci, dacă am fost sinceri toți, noi vom putea să-l ajutăm. Dar dacă aici, în acest triunghi, apare o nesinceritate sau ceva care nu funcționează, e foarte greu să refaci structura. Putem să ne schimbăm locul de muncă fără avizul medicului, medicina muncii? Nici în cadrul aceleși firme nu se poate să, nu este legal să schimbi locul de muncă fără avizul medicului de medicina muncii. Chiar dacă ai fost tricotor și mâine te-a mutat confecționer, trebuie să fie, să se facă o nouă consultație. S-a schimbat locul de muncă, condițiile de muncă, da? Poate la tricotat avea muncă de noapte, la confecții nu, da? Invers e important, nu că de la confecții o trecu la muncă de noapte. Dacă e o hipertensivă severă, muncă de confecții putea să facă, dar muncă de noapte nu. Și asta n-avea de unde să știe, că e confidențial. De aceea trebuie totdeauna să-i faci un examen, nou examen medical, se eliberează o altă fișă de riscuri, s-au modificat condițiile de muncă și să aibă o nouă fișă de aptitudine. Și asta de obicei se face înainte de a muta. Ca să nu muți omul și deja înapoi nu mai are loc de muncă. Deci totdeauna optimizezi. E o întreprindere și trebuie tu trebuie să-ți cunoști ca angajator foarte bine oamenii și să-i muți. E un fel de puzzle. Tanti nu e bună la croi, dar e foarte bună la călcat. Cel de la călcat e lent. Dar la ce știu, transfer trebuie lent și bine, are răbdare. Celălalt îl mută acolo și uite tot așa. Nu cred că este o alegere oportună să dai afară omul. Mai bine să-i cauți, să încerci. E greu, dar poți să faci o echipă foarte bună. Cum apreciați piața muncii din Satul Mare? Piața muncii din Satul Mare, în afară de două întreprinderi care am văzut că s-au înființat, este destul de monotonă, ca să-i spun așa, față de piața din care e, cea din Satul Mare este monotonă. Aceleași meserii se cer, dacă vă uitați la cererile de profesii sau de locuri de muncă, nu prea văd nicio schimbare așa. Același lucrător comercial, confecționer. Da. Asta merge cel mai mult. Agent vânzări, cam astea. Mai rar vezi câte un, ce știu, administrator pensiune sau... Dar de obicei astea sunt meserile care, sincer, poate le-aș citi. Lucrător comercial, asta merge, lucrător comercial, asta merge cel mai bine. Și întreprinderile mari cu vechile anunțuri, tot același anunț. Cei mari nu dau nume, că nu vreau să fac reclamă la nimeni. Dar cred că deja s-am cam epuizat și ne-am orientat spre orașele din jur, sate și așa mai departe. Ce spune un astfel de lucru despre Satul Mare? Nu știu, poate că nu reușim să atragem destui investitori aici și asta nu e un lucru bun. Asta trebuie urmărit așa în general. Pentru că un investitor care vine, sigur că are pretenții și nu salut numai să ai pretenții, da? Trebuie să și oferi. Dacă îl ajuți ca și comunitate, ca și primărie, trebuie să te angajezi că vei ajuta în anumite pârghii sociale, angajezi oameni, oferi cursuri, faci cursuri, deci oferi un plus societății, un plus intelectual, un plus social, nu numai un plus salarial sau că existi. Și aici, atunci când se fac negocieri sau de închiriere a unui teren, eu aș recomanda ca cei care sunt comisiile acestea în care se acordă aceste contracte sau așa, să aibă în vedere și asemenea clauze. Atunci când îmi cer un drum de servitute, îmi cer niște aprobări de la primărie, să particip și tu. Nu, bineînțeles, obiectiv, nu subiectiv, și total neinteresat la anumite programe. Programe de integrare a anumitor categorii defavorizate, programe de cursuri pentru copii. Deci ceva, ceva, să particip și tu aici locul. Atunci
și societatea ca firmă te va aprecia mult mai bine. Nu te vede ca un asupritor, ca să spun așa, ca o muncă robotică. Facem până că sunt mulți care merg, mă angajez, plătesc rata și am plecat. Deci asta nu este o mentalitate foarte bună și destul de des o văd. Deci lucrăm, că am venit din Franța, n-am găsit nimic, mă angajez, nu dau numele, 2 luni și după o să văd unde o să lucrez. Deci asta nu e motivație de muncă, asta este motivație de supraviețuire, de orice o putem numi, dar nu este. De-aia am spus că este monotonă oferta. Aș mai avea o întrebare, mai avem câteva secunde, aproximativ un minut. Cât timp sau după cât timp de concediu medical trebuie angajatul să meargă la medic și să îi se mai facă o dată examinarea? Dacă lipsește pe motiv de boală, atunci după 3 luni trebuie să meargă la un control înainte de a veni la servici. Repet asta pentru că eu le tot spun în timp ce vin la vizat cu concediile sau așa, le spun din timp oamenilor, dacă mâine vii la lucru și de la dimineață trebuie să lucrezi și eu vin la 2 la cabinet, deja e tardiv să ajungi la mine. Deci se vine înainte de a veni la servici cu o adeverință că poate lucra de la... Eu cer eu, când vine la mine, să vedem despre ce e vorba. Dacă a avut o operație, dacă poate ridica, poate că o să reluăm, dar să zic fără ridicare de greutăți, 2 luni. Da. Până își revine, dar nu mai trebuie să stea. Care... Mențiunile de rigoare adaptate bolii sau afecțiunii cu care... Iar pe motiv de lipsă, de exemplu, concediu fără salar, nu neapărat de boală, cam după 6 luni. Vreau să vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat să veniți astăzi la audiență în direct. Mihaela, îți mulțumesc și ție. Și eu vă mulțumesc foarte mult și telespectatorii mei. Dragi telespectatori, vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost în această minunată seară alături de noi. Rămâneți cu informația de pentru că doar aici se poate spune adevărul. Urmează acum știrile, toate cele bune.